E ok, putem începe? Da. Ok. Bună dimineața, prieteni, bună dimineața, colegi. Numele meu este Victor Guzun. Sunt expert în e-guvernare și reforma administrației publice locale la LEED Moldova, Laboratorul pentru Inițiative pentru Dezvoltare. Și astăzi evenimentul pe care îl organizăm noi împreună cu colegii este dedicat lansării ghidului e-guvernare repere practice pentru Republica Moldova. Înainte de a porni discuția, vreau să prezint care sunt speakerii noștri de astăzi. Igor Ciurea este președintele Fundației Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare. Domnul Ciurea va deschide evenimentul nostru. După care o să-l rog pe domnul Reimer Wagner, care este director al biroului România și Republica Moldova Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate, să ne vorbească despre perspectiva fundației privind agenda de e-guvernare și digitalizare al Republicii Moldova. După care voi ruga pe domnul Sergiu Bogian, coordonator de proiecte în Republica Moldova Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate, să ne spună despre obiectivele și rezultatele proiectului organizat de către noi în perioada pandemică, care l-a numit noi 5 e-gov webinars for the Republic of Moldova. După care eu voi face o scurtă retrospectivă a ghidului nostru și voi vorbi un pic despre elementele cheie din perspectiva noastră, LEED Moldova, despre tot ce înseamnă procesul de e-guvernare și e-transformare, pe care voi ruga directorul Agenției de Guvernare Electronică a Republicii Moldova, domnul Iurie Țurcană, să ne spună despre prioritățile de e-transformare a Republicii Moldova, care sunt realitățile în acest moment. Domnul Țurcanu și echipa Agenției de Guvernare Electronică au participat la toate evenimentele organizate de noi, pe care o să-l rog mult pe domnul Roman Laduș, consultant economic în Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, să ne vorbească despre importanța e-transformării în Republica Moldova. Știm că există această dimensiune de comerț electronic și tot ce înseamnă e-business și dacă e posibil, domnul Laduș, să ne spună despre foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei lansată în Republica Moldova. Spunând acestea, vreau să ofer cuvânt domnului Igor Ciurea, președintele LEED Moldova. Domnule Ciurea, vă rog. Bună ziua, mersi. Vă rog doar să-mi faceți un mic semn așa ca să înțeleg că conexiunea este ok. Și eu vă salut. Nouă ne face o deosebită plăcere din partea LEED Moldova să fim, așa credem noi, unul din promotorii procesului de guvernare. În câteva cuvinte, ce este fundația noastră și ce facem noi? În primul rând, înregistrată în oficial în anul 2019, la 11 martie, dar cu activitate cu câțiva ani înainte, cred. Noi deja am inițiat mai multe proiecte și inițiative, atât pe subiectul de guvernare, cât și subiectul conexie. Suntem un think tank, un think do tank, cum ne place nouă să spunem, fiindcă încercăm să mergem un pic mai departe decât discutarea și analiza anumitor subiecte, încercăm să vedem cum putem să implementăm, să promovăm subiecte pe agenda guvernamentală și nu numai. După cum ziceam, înregistrat în 2019 și având scopul principal de a promova democrație autentică în Republica Moldova și dezvoltarea unei economii vibrante, unei economii eficiente. La baza fundației, fiindcă noi suntem avem și o structură așa mai deosebită decât o fundație clasică, deoarece avem un panel de experți care au un rol nu doar de a furniza expertiză, dar un rol chiar și în procesul de luare deciziilor și prioritizarea proiectelor. Am discutat mult și am încercat să aducem la acea etapă cât mai multe persoane cu idei, inițiative și intenții de dezvoltare și promovare a schimbărilor în Republica Moldova. Ca priorități, noi suntem într-un proces acum de dezvoltare a strategiei pentru următorii 3 ani de zile, dar cumva se profilează deja anumite domenii prioritare. În primul rând, digitalizarea serviciilor publice, soluțiile de guvernare, internet voting-ul au devenit o prioritate iminentă a activității pe care noi o avem. Pe
lângă asta, un dezvoltare și urmări și eficientizării activității administrației publice locale în special, dar și administrației publice la nivel central, dezvoltare economică și instrumente de creștere economică și subiectul drepturilor omului. Cam asta ar fi și prioritățile care sunt evidențiate și în statutul nostru, dar și în urma activităților deja desfășurate, cam acestea sunt ce noi facem. Din perspectiva activităților desfășurate deja atât pe domeniul de guvernare, aș putea menționa buletinul O Cale Nouă sau The Best Way Bulletin, care noi îl facem cu ajutorul colegilor de la Fundația Friedrich Naumann, care le mulțumesc pentru suportul pe care ne l-au acordat de la lansarea activității fundației. Încercăm să venim alături de experții fundației și experții asociați cu o serie de soluții și analize tematice pe diferite subiecte, pe prioritățile strategice a fundației. Anul acesta am avut un proiect care a ieșit din teritoriul Republicii Moldova, cuprinzând atât România, Bulgaria, Spania și acumulând experiența mai multe țări din Europa pe subiectul votului prin internet, cum noi putem implementa astfel de soluții în țările europene, care sunt succesele anumitor țări și lecțiile de învățat pe subiectul dat. La fel, proiectul desfășurat anul ăsta, cumva fiind propulsat și promovat, cred că, de situația pandemică, CINCEGOV Webinars for Moldova, despre care cred că un pic mai mult o să ne spună deja colegul nostru de la Friedrich Naumann, Sergiu Bogdan. La fel, încercăm să venim cu intervenții și soluții la subiecte de rezonanță sau subiecte foarte actuale prin analize scurte pe care noi le numim lead flash-uri, promovate atât pe site-ul nostru cât și pe paginile de socializare. Inițiativa la fel foarte frumoasă organizată de către noi în anul trecut și care urmează să fie realizată până la sfârșit de an într-un format un pic nou și diferit decât a fost anul trecut, Champions of Change, prin care încercăm să identificăm persoanele cu rezultate remarcabile pe domeniile lor. Aici avem o diversitate foarte, foarte mare de activiști, oameni din sectorul de business, oameni din sectorul administrației publice, încercând să arătăm bunele practici și exemple de succes în acest sens și încercând să creăm o comunitate de persoane care transformă Republica Moldova și comunitățile din Republica Moldova. În perioada ianuarie-septembrie 2019 am avut o serie de mese rotunde în cadrul cărora am încercat să discutăm anumite probleme și soluții la acestea în procesul alegerilor desfășurate în perioada dată, cu ajutorul și cu implicarea experților care îi avem din Republica Moldova și din afară, în special a domnului Guzun și a Kevin Temro din Estonia. În anul 2019, pe parcursul primăverii, am organizat și o serie de evenimente la nivel local în care am încercat să aducem experiența estoniană în dezvoltarea administrației publice locale și a soluțiilor de e-guvernare în localitățile rurale din Republica Moldova. Evenimente care au trezit multe emoții pozitive și cred ne-au creat și nouă așa un fel de motivație de a continua lucrul în acest domeniu. O altă conferință organizată de către noi anul trecut, toamna, a fost dedicată subiectului datelor deschise și a protecției datelor cu caracter personal. Am încercat să vedem cum interacționează aceste două concepte, dacă există și o competiție între domeniile astea sau abordarea este foarte armonioasă și de fapt implementarea soluțiilor
de guvernare nu dăunează și protecție datelor caracter personal, un eveniment foarte frumos organizat la Chișinău, în cadrul căruia am avut participarea la mai multor experți de la nivel național și internațional. La fel, o serie de alte evenimente organizate pe subiecte cum ar fi dezvoltarea competențelor antreprenoriale și nu numai. Am încercat să fiu așa scurt și un pic să prezint activitatea fundației, dar înainte de a oferi cuvântul înapoi moderatorul evenimentului de astăzi, aș vrea să reiterez faptul că ghidul care urmează astăzi să-l lansăm, despre care vom discuta, poate fi găsit pe site-ul Lead Moldova, leadmoldova.org, unde este și un material care un pic explică evenimentul de astăzi, dar și cu posibilitatea de descărcare a materialului. Mersi încă o dată partenerilor care ne-au susținut această inițiativă. Noi când am pornit în drumul ăsta lung de a discuta cu profesioniști din mai multe domenii subiectul de e-guvernare, inițial nu planificam lansarea unui astfel de material, dar calitatea discuțiilor și intervențiilor atât la nivel național cât și internațional nu puteau să nu genereze o astfel de inițiativă. Mersi mult! Domnul Ciurea, vă mulțumesc mult și dumneavoastră ați spus despre parteneri, despre cei care sunt alături de noi în această activitate, în acest drum lung pe care noi l-am început. Vreau să ofer cuvântul lui Reimer Wagner. Domnul Wagner, dumneavoastră reprezentați o fundație care, germană, care este activă global pe toate continentele. De ce dumneavoastră susțineți acest deziderat de transformare digitală în Republica Moldova, în România și în general? Știu că asta este o tendință nouă pentru dumneavoastră, dacă e posibil, vă rog. Bună dimineața sau bună ziua de la București, unde avem biroul nostru central pentru România și Moldova. Fundația noastră există încă din 1958. Este o fundație publică, suntem o fundație politică, dar independentă, finanțată din bani publici federali. Suntem sub control și parlamentar. Suntem prezenți, într-adevăr, în peste 60 de țări din lume. Asta ne face una din poate cele mai mari fundații care promovează valorile libertății și a liberalismului în lume. Suntem prezenți aici în Europa de Est, practic în toate țările și în Ucraina și în Caucaz. Avem mai puțin în Bielorusia, unde valorile libertății poate nu sunt atât de bine respectate și poate nu suntem doriți încă, dar cine știe, poate în viitor. Și da, suntem prezenți și Moldova undeva după la începutul anilor 2000 am început să avem activități. Deci cunoaștem foarte bine realitatea aici în regiune. În România vom serva la anul 30 de ani de activitate și am fost parte a procesului de transformare. La fel încercăm și am încercat peste tot unde suntem să ajutăm în procesul acesta de democratizare. Ca să revin concret la această întrebare, de ce e-guvernare? Pentru că încet, încet, fiind aici în regiune, am descoperit modelul estonian. L-am descoperit împreună chiar cu moderatorul din această zi, cu domnul Victor Guzun, undeva în 2015, când eram undeva la Chișinău și la Nisporen cu un primar din Estonia și cu un președinte de Consiliu Județean din Estonia. La vremea aceea eu am fost și consilier local timp de 8 ani în Sibiu. Eu credeam că noi la Sibiu avem soluții, introducem la un moment dat plata taxelor și impozitelor, nu se mai plătea la primărie, se putea accesa și plăti și la poștă. Credeam că ce grozav sunt.
Ei bine, când am aflat de la, să zicem, foștii colegi din administrația publică din Estonia cum funcționează lucrurile, mi-am dat seama cât de departe suntem, de fapt, toți, pentru că ei au ajuns la performanța de a nu mai lucra cu hârtie deloc. Deci, practic, toată administrația și toate lucrurile funcționează electronic. Mi-am dat seama ce soluție importantă este această e-guvernare, care nu numai că eficientizează tot lucrul și tot aparatul birocratic, dar reduce în același timp și corupția, cu care ne luptăm atât în Moldova și ne luptăm și în România. Pentru că totul este trasabil pe internet. Nu pot dispărea acte, documente, nu pot fi luate, adăugate, totul este trasabil. După ce am aflat că se poate vota și pe internet, astăzi jumătate din locuitorii estonieni au folosit acest instrument de vot, votând prin internet. Dacă nu mai ne gândim la diaspora noastră și cea moldovenească și cea din România, vedem cât de departe și câți cetățeni nu au acces la acest exercițiu democratic și care este fundamental pentru democrația ambelor țări. Duminică, 4 milioane de cetățeni români au fost privați de dreptul de a vota în România. Putem spune că poate și o treime din votanții moldoveni sunt privați și vor fi privați la următoarele prezidențiale de acest instrument. Sigur, problemele sunt foarte complexe, pentru că ne îndreptăm spre o nouă eră. Digitalizarea și în Germania este unul din subiectele promovate de partenerii noștri liberali, pentru că și acolo se simte necesitatea de a face reforme structurale. Noi când am început acest proiect și am dezbătut posibilitatea și Igor să folosim votul, dacă se poate introduce votul pe internet în România și în Moldova, noi ne-am gândit la acest proiect încă de anul trecut, împreună cu partenerii de la European Liberal Forum, și nu știam că va veni pandemia. Cum v-am spus, am început în 2015 această digitalizare, iar pandemia acum a adus aceste subiecte pe agenda tuturor statelor, pe agenda tuturor țărilor. Eu zic întotdeauna că e-guvernarea nu este dacă va fi e-guvernare, ci când. Depinde de fiecare țară în parte, cât de repede reușește să implementeze aceste instrumente. Vedem că băncile deja le-au implementat, vedem că comunicarea online, deci deja este o realitate nouă, iar cine va reuși să facă acest lucru cât mai repede, cred că va avea un avantaj economic major față de alte state și va atrage mult mai repede investitori străini care vor vedea dacă au nevoie, să zicem, să obțină autorizațiile un an ca să-și dea drumul la producție, sau vor avea nevoie, poate, prin soluții de guvernare, doar de o lună ca să pună pe picioare o fabrică și să-i dea drumul la producție. Vor fi decizii majore, vom vedea niște schimbări radicale, mai ales că vine și tehnologia 5G, care cred că va accelera mai ales aplicațiile în domeniul inteligenței artificiale. Și o să vedem tot mai mulți roboți. Tot îmi place când văd postările lui Victor din Estonia cu roboții care merg în campus universitar. Lucrurile se vor schimba. De aceea și noi am intrat ca și fundație în această agendă digitală. Încercăm să adunăm cât mai mulți prieteni în zona asta, pentru că de multe ori este nevoie de o masă critică. De multe ori, să zicem, statul, prin instituțiile care le are, este în urma
evoluției lucrurilor. Precum s-a văzut la ultimele alegeri locale, chiar și politicul trebuie să se readapteze. Am văzut o revoluție a bunei guvernări în anumite orașe din România, la alegerile acum duminică. Oamenii nu mai vor promisiuni că se asfaltează străzi sau că se pune o bordură sau o canalizare în plus. În urbanul mare, unde avem cetățeni deja cu așteptări mai mari și mult mai bine conectați la realitățile europene și la valorile europene, s-au votat proiecte de viziune. Dacă ne uităm la Brașov, unde a fost ales un primar tânăr care a venit cu o viziune de Green Deal pentru oraș, sau la Timișoara, unde avem un cetățean german care a fost ales noul primar al Timișoarei, tot cu o viziune de viitor pentru oraș. Aceste viziuni includ reforma administrației prin digitalizare, includ orașe mai puțin poluate, orașe mult mai smart city, nu? Este noul concept, iar cetățenii nu au votat. Acolo acești doi tineri care au fost aleși cu proiectele lor au primit un vot pozitiv. Nu a fost un vot negativ împotriva primarului. Deci cetățenii vor digitalizare și cu toate problemele inerente care le avem, că vorbim de securitatea datelor, că vorbim că e greu, că modelul estonian nu se aplică, că țara are 2 milioane și România 20 de milioane, că nu sunt scalabile. Ne place întotdeauna să criticăm mai mult decât să găsim o soluție, mai simplu. Cred că acesta e trendul viitorului și am face bine să fim cât mai mulți care promovează aceste proiecte. Aplicabilitățile sunt enumerate, iar în fundația noastră veți avea întotdeauna un partener care să vă ajute în promovarea acestor proiecte. Vom fi mai departe cu agenda noastră. În 2021 deja pot să anunț următorul proiect pe care l-am primit, aprobat tot împreună cu fundația European Liberal Forum de la Bruxelles. Vom dori să aducem la aceeași masă primarii care au implementat cele mai inovative soluții de guvernare la local. Și îi vom căuta în toată Europa, o să încercăm să îi interconectăm pe ei și să aflăm care au fost cele mai mari inovații găsite la nivel local prin soluții de e-guvernare. Vă mulțumesc! Domnul Wagner, vă mulțumim mult pentru susținerea dumneavoastră și pentru înțelegerea a cât de important este transformarea în Republica Moldova și în Europa și în general în lume. Deci trăim timpuri în care aceasta nu mai este deja o tendință marginală sau ceva care este deasupra actului de guvernare, este de fapt o realitate a zilelor noastre. Domnul Bogdan, dumneavoastră coordonați proiectele în Republica Moldova ale fundației. Vă rog frumos dacă e posibil să ne spuneți un pic despre cum au avut loc aceste evenimente, în ce context, și după care discutăm cu invitații noștri, domnul Țurcanu și domnul Ladoș. Vă rog mult! Bună ziua tuturor! Mersi, Victor, pentru introducere. Eu am să-l completez pe Raimar referitor la proiectul Nemijlocit, nu doar activitatea fundației în general. Și vreau să vă spun că acest proiect, într-adevăr, noi l-am conceput încă anul trecut, când pandemia nu era prin apropiere, ca să spun așa, dar ne-am gândit că este nevoie să promovăm o agendă de e-guvernare, precum și Igor Ciurea mai sus a menționat, noi am mai avut și alte evenimente anterior și publicații referitor la acest subiect, dar ne-am gândit că ar fi bine să avem un proiect care l-am denumit noi 5 e-gov webinars for Moldova, care a fost compus din 5 seminarii online în domeniul guvernării electronice. Respectiv, în perioada 20 aprilie și 22 mai 2020, noi am organizat aceste seminarii online, prin care ne-am propus să avem
să oferim o platformă de discuții pentru specialiști interesați de subiectele de e-educație, e-sănătate, e-afaceri, votarea prin internet, e-participare, e-democrație și așa mai departe. Participanții au avut posibilitatea în aceste discuții să analizeze oportunitățile și posibilitățile de a implementa soluții de guvernare electronică în aceste domenii. Respectiv, am dorit ca mai multă lume să deschidem o discuție mai largă în Republica Moldova pe aceste subiecte. Ceea ce am făcut, aceste discuții noi le-am avut interne, ca să spun, închise, doar cei care s-au înregistrat, deci nu a fost o discuție în masă, să spun așa, un live sau cu toată lumea care ar fi dorit. Am pus accent pe specialiști în aceste domenii care le-am menționat mai sus, ca să discutăm într-adevăr calitativ asupra acestor subiecte și a oportunității de a presa cumva autoritățile publice prin aceste discuții și prin următoarele inițiative de a face anumiți pași în acest sens. Și timp de 5 săptămâni consecutive, fiecare dintre acest seminar a avut câte 6 ore divizate în câte 3 sesiuni și ne-am axat în special pe e-educație și am discutat despre cum instituțiile educaționale, profesorii, elevii, studenții și părinții pot utiliza soluțiile de educație online la diverse niveluri, instituții preșcolare, școlare sau universitate. Vedem că chiar și în situația actuală aceasta este un deziderat foarte necesar, important, doar că mai avem de lucru la acest capitol și chiar în aceste discuții au fost prezentate două sau trei proiecte în acest sens, care unele funcționează mai bine, altele urmează să fie îmbunătățite, dar pași sunt deja făcuți și sper că vom merge mai departe. Am discutat despre e-sănătate, cum instituțiile medicale de toate nivelurile, medicii și pacienții, pot dezvolta și utiliza soluții electronice în domeniul ocrotirii sănătății. Am discutat despre e-afaceri sau e-business, ce soluții online pot folosi antreprenorii, organizațiile oamenilor de afaceri și instituțiile statului pentru a coopera mai bine și mai eficient în situația pandemică inclusiv, dar și în general, care soluții relevante funcționează în Estonia și care pot fi replicate în Republica Moldova, votarea prin internet, care deja am discutat nu odată prin diferite ocazii, atât cu colegii de la LID Moldova, cât și prin intermediul unor articole care le-am sprijinit noi ca fundație aici. Este un deziderat care trebuie să-l implementăm, cu atât mai mult că avem o diasporă enormă în afară și iată experiența Estoniei în organizarea acestui tip de votare la alegerile parlamentare locale și a arătat că este funcțional. Am discutat de ce această votare prin internet poate fi o soluție pentru Moldova și o să vedem mai departe în acest ghid, pentru că asta e și scopul, de fapt, acestui eveniment, să aducem în prim plan aceste discuții și, practic, concluziile la care am ajuns, constatările de bază care le-au făcut experții din aceste discuții referitor la toate aceste subiecte, care le găsim cumva înglobate în acest ghid. Iar ultimul subiect care l-am discutat a fost despre e-administrație. A fost o discuție cu privire la primării și municipalități, cum funcționarii publici și rezidenții respectivelor localități pot beneficia în urma implementării soluțiilor de guvernare electronică, la nivel de administrație publică locală. Iarăși, în acest sens, Estonia este un exemplu foarte bun, atât ca și număr de populație și spațiu, ca să spun așa, teritoriu, noi putem replica anumite soluții doar dacă vom avea și voință politică și suficientă expertiză la nivel de instituții de stat care se ocupă de acest domeniu, dar și societatea civilă trebuie să fie pregătită. De aceea vreau să închei prezentarea mea sau discuția referitor la acest proiect prin faptul că ca urmare a acestor discuții de-a lungul anului, noi am ajuns la o concluzie principală, sau cel puțin eu mi-am făcut această concluzie,
Și asta urmărim prin asemenea proiecte, este că avem nevoie de o educație a populației cu referire la e-guvernare, la e-transformarea Republicii Moldova, pentru că doar așa vom reuși să presăm și instituțiile publice sau mediul politic ca să facă anumiți pași, nu doar să discutăm, dar și să implementăm anumite lucruri. Dar cu atât mai mult este necesară ca populația să poată fi capabilă să utilizeze aceste soluții. Așa cum ne folosim o aplicație ca să facem plăți la bancă online de pe telefon, așa ar trebui să reușim să facem multe alte proceduri și ține de primării, de votare sau în relație cu grădinița sau cu un spital. Deci sunt multe soluții care le putem implementa, dar pentru asta trebuie să educăm pe de-o parte și societatea, să o pregătim. De ce e nevoie de aceste discuții, de aceste tip de îndrumare sau ghiduri care să ajute în acest sens. Și sper că reușim să atingem cumva acest obiectiv și rog toți cei care urmăresc acest live să acceseze ghidul și să pornim poate și o discuție mai largă ulterior. Mersi. Victor? Domnul Bogdan, mersi tare mult. Sergiu, mersi tare mult. Colegi, în continuare eu voi face o scurtă retrospectivă a ghidului nostru. Înainte de a face un share screen încă o dată, noi nu planificam să facem acest ghid, noi nu știam în ce formă să-l facem, de aceea noi am ajuns la această concluzie că îl facem într-un format KISS, cum îl numim noi, sau Keep It Simple and Short, pentru că, de fapt, în cadrul acestor 5 săptămâni consecutive s-a acumulat o cantitate destul de mare de informație din partea celor mai buni specialiști pe care noi am putut să-i găsim în Republica Moldova și în Estonia. Și post-factum noi ne-am gândit că acest material probabil este important să fie citit de cât mai mulți oameni. Asta este în primul rând. Într-al doilea rând, am atașat la aceste 5 elemente despre care a vorbit Sergiu o serie de elemente principiale, iarăși, în acest format simplist, cum îl numim noi, ca să fie accesibil, ca să putem porni o discuție. Colegi, dacă e posibil, se vede ecranul meu acum? Vă rog să-mi confirmați cineva. Eu voi face o scurtă retrospectivă a ghidului, cum arată el, încă o dată. Dumneavoastră puteți accesa deja pe site-ul nostru leadmoldova.com sau pe pagina noastră. Suntem gata pentru oricare discuție, arată el în această formă. L-a numit e-guvernare pentru Republica Moldova repere generale și bune practici. Deci la repere generale noi vorbim despre ce înseamnă e-guvernare, care sunt principiile de e-guvernare din punctul nostru de vedere. Noi suntem deschiși și pentru dezbateri pe această temă, pentru că nu pretindem că avem adevărul absolut, dar noi am încercat împreună cu Igor să fixăm aceste lucruri importante. El este format în felul următor, îl puteți vedea chiar aici înainte, este un cuvânt înainte din partea Fundației Friedrich Naumann, din partea lui Raimar și Sergiu, după care discutăm pe scurt despre guvernarea electronică în Republica Moldova, care sunt provocările, oportunitățile, unele oportunități care eventual noi le-am scăpat, să zic, noțiuni de bază și practici existente, după care discutăm în detalii, de fapt sunt extrase din materialele experților și discuțiilor care le-am avut noi pe aceste 5 domenii, e sănătate, e educație, e administrare publică locală, e participare și democrație și e business, finalizată de concluzii. De ce noi am selectat aceste 5 domenii? Pentru că ideea nouă ne-a venit foarte rapid, nimeni nu s-a așteptat la această pandemie și aceste 5 elemente sau aceste 5 domenii în perspectiva noastră erau cele mai importante în acel moment, pentru că probabil cunoașteți sau țineți minte că școlile s-au închis foarte rapid, nu se știa exact care este procedura, ce se va întâmpla, de ce noi am decis că educația va fi primul, de fapt nu este în ordine corespunzătoare, a fost educația la început, e sănătate, sau cum municipalitățile, adică primăriile și rezidenților pot interacționa, cum oamenii de afaceri pot beneficia și desigur că noi am discutat și despre votul prin internet, pentru că uitați-vă, noi avem alegeri în scurt timp, și noi am considerat că dacă nu discutăm acest subiect acum, când este de fapt nu doar o provocare, dar și o oportunitate pentru Republica Moldova să discutăm acest lucru. Pentru că, spre exemplu, din perspectiva votului prin internet,
neparticiparea ca urmare a pandemiei a unui număr mare de cetățeni la vot, deci va scădea și din reprezentativitatea politică aleșilor de toate nivelele și nu vorbesc doar de Republica Moldova. La început avem mai multe provocări, oportunități. Dacă doriți, acest text a fost scris de mine. El este un pic provocator, intenționat, ca să provoace mai multe discuții. Mă opresc foarte pe scurt doar la câteva elemente cheie pe care vreau să le scot în evidență. Este că este absolut clar și deja este indubitabil că guvernarea electronică este una care poate să vină cu economii, pentru că doar în Estonia, doar semnătura digitală, 2-3% din produsul național brut îl salvează, ce este mai mult decât cheltuielile pentru apărare. Și asta vorbim doar de semnătura digitală, nu vorbim aici de timp care este salvat, de diminuarea riscului în situația corespunzătoare, riscuri de sănătate, atât a persoanelor care interacționează cu instituțiile statului, cât și viceversa, a funcționarilor publici care intră în contact cu oamenii. Ele sunt foarte eficiente, serviciile de guvernare electronică sunt foarte rapide și ele sunt foarte, au o eficacitate enormă. În ghidul nostru noi vorbim despre aceste chestii principiale, pe scurt, și în punctul 1.3 noi vorbim despre câteva principii care sunt esențiale, de fapt, în dezvoltarea soluțiilor de guvernare electronică. Încrederea, asta înseamnă că dacă nu există încredere în clasa politică, în cei care implementează, nu va exista încredere nici în soluțiile de guvernare electronică. De aceea este foarte important ca împreună să le dezvoltăm în asemenea mod sau de o asemenea manieră încât ele să fie foarte credibile. Și acesta este unul dintre scopurile noastre, de ce discutăm atât de mult despre această temă, ca cât mai mulți oameni să înțeleagă de fapt care sunt riscurile. Da, riscuri există în unele servicii, dar ele sunt manageable, cum spunem noi. Deci noi putem să facem față din punct de vedere tehnic și eu sunt sigur că domnul Țurcanu ne va spune despre acest lucru. Securitatea datelor personale este foarte important. Omul care le folosește, cetățeanul, funcționarul, nu contează, el trebuie să fie sigur că datele lui sunt securizate și iarăși aceasta este o problemă tehnică care poate fi adresată de către tehnicieni. În Estonia, spre exemplu, chiar acum eu pot să controlez datele mele personale în orice moment și eu voi ști de fiecare dată dacă cineva a accesat datele mele, pentru că oricare accesare a datelor mele, eu o pot controla în baza de date estoniană, care de fapt este interconectată foarte bine și nimeni nu poate să șteargă accesul la datele mele, pentru că fiecare accesare a datelor lasă o urmă digitală care nu poate fi șteasă. Mai departe, un alt principiu este că cu virgulă cât mai mulți oameni vor avea posibilitatea să se autentifice electronic, cu atât mai bine va fi și rata de penetrare a serviciilor de guvernare electronică va fi cât mai mare. Eu cred că domnul Țurcanu ne va povesti despre modalitățile de autentificare în Republica Moldova. În Estonia asta s-a soluționat foarte simplu. ID-ul estoniar cu posibilitatea de autentificare electronică și semnătură digitală este documentul obligatoriu și de fapt este menținut și eliberat către oricine. Fiecare cetățean și rezident îl are, dar de fapt noi nici nu îl folosim, eu n-am folosit cartela ID de fapt de câțiva ani deja, pentru că noi avem alte două soluții pe care le folosesc eu personal, este Mobile ID în telefonul meu, pentru că noi toți avem un telefon performant acum în buzunar, sau Smart ID, care nici măcar nu e nevoie să ai un SIM card corespunzător, este doar o aplicație care este și gratuită. Principiul de jos în sus, acesta cred că este un principiu foarte important și aici este probabil este esențial ca instituțiile statului să înțeleagă că perspectiva cooperării cu mediul privat, cu think tank-uri, cu persoane care nemijlocit sunt beneficiari acestor servicii este foarte important, pentru că o soluție de guvernare electronică este funcțională și folosită atunci când ea este gândită foarte bine și care răspunde de fapt necesităților utilizatorilor cetățenilor. Este foarte important să existe aceste programe de educație digitală în diferite forme și dacă doriți, aceasta a fost una dintre prioritățile noastre atunci când am discutat pe parcursul acestor 5 săptămâni, a câte 6 ore săptămânal, pentru că aceasta a fost un element să discutăm cât mai mult. Noi am observat că dacă noi discutăm despre probleme și dacă noi încercăm să găsim specialiști care să răspundă la aceste întrebări, temerile de implementare devin mai mici și mai mici pe toate domeniile, inclusiv pe chestii foarte sensibile, cum ar fi, de exemplu, votarea prin internet.
Următorul principiu este că internetul este un drept social, adică dacă noi deschidem robinetul de la baie, noi știm că acolo curge apă, așa și în spațiul nostru, în secolul 21, mileniul 3, trebuie să existe peste tot. Și aici, desigur, este foarte important comunicarea și cooperarea cu tot ce înseamnă telecom și providerii de internet. Noi întotdeauna următorul principiu este că trebuie să avem alegere, trebuie să știm dacă avem posibilitatea să alegem dintr-un serviciu mai bun și să existe o competiție, nu trebuie să ne fie frică de această competiție, pentru că doar în competiție cele mai bune soluții vor fi dezvoltate. Și următorul principiu este once only, acesta este foarte important, pentru că noi chiar ieri discutam în cadrul unei conferințe organizate la Chișinău, dar cu experți din mai multe țări, despre faptul că, de fapt, un set de funcționari care trebuie să îndeplinească careva acte online și atunci când ei le compară cu datele care le fac pe hârtie, le diferă foarte mult, pentru că dacă noi introducem aceleași date de câteva ori sau de câteva persoane, atunci posibilitatea ca să existe o eroare este foarte mare. Acest principiu once only, care este de fapt un principiu de bază în Estonia, este că odată datele ce au fost introduse în sistem, nu mai are nimeni dreptul să acceseze sau să pună date suplimentare în alte sisteme. Pentru că acolo unde există 2, 3 și mai mulți responsabili de un singur proces, șansele ca să existe aceste erori umane inclusiv sunt practic iminente. Următorul principiu este că serviciile de guvernare electronică, și aceasta este de fapt una dintre lecțiile Estoniei, pentru că și aici au avut loc foarte multe s-au dezvoltat foarte multe sisteme care de fapt s-au dovedit a fi nefuncționale, este că dacă ele sunt prea complexe, pentru că dacă ele sunt prea complicate de înțeles, de accesat, de schimbat și așa mai departe, atunci probabil că cetățenii nu le vor folosi, de aceea este foarte important ca aceste soluții să fie clar de înțeles, numim noi acest principiu KISS, ca să fie mai memorabil, keep it simple and short. Următoarele de fapt două elemente pe care vreau să mă opresc și aici și probabil voi finaliza este că tehnologiile și utilajele, tot ce înseamnă aspecte tehnologice, nu sunt o problemă. Eu nu vreau să dau exemple acum, dar de fapt noi putem demonstra asta prin sute și mii de exemple. Voința de care doriți, voință politică, administrativă, voință de implementare și acest ownership, cum numim noi, de fapt este principal important. Dacă există voință, dacă există această viziune clară ce trebuie să facem noi și există o înțelegere clară și o echipă care să implementeze, și asta de fapt este și unul din scopurile noastre, ca să discutăm cât mai multă lume, să avem cât mai multe persoane, funcționari și cetățeni care de fapt să le folosească, rata de penetrare va crește gradual, sunt absolut sigur. Deci, mai departe nu mă opresc, dar noi avem descris în detalii deja pentru specialiștii din domeniile corespunzătoare care sunt soluțiile de guvernare electronică care funcționează în Republica Moldova deja, pentru că în Republica Moldova tot sunt foarte multe servicii electronice care funcționează, dar problema este că rata lor de penetrare este încă una relativ mică și eu sunt sigur că domnul Țurcanu ne va vorbi despre acest lucru. Noi în Republica Moldova avem practic toate elementele necesare pentru să devenim o istorie de succes. Implementarea este o mică problemă. Trebuie să înțelegem de ce, care sunt de fapt problemele de implementare, să încercăm să discutăm subiectele acestea, să răspundem la întrebările cheie. Noi suntem absolut siguri că noi putem fi o istorie de succes pe acest domeniu. Și specialiștii în domeniu, o să vedeți aici în descrierea detaliată, dar iarăși ne-am străduit să avem acest limbaj mai simplu, ca să fie înțeles de toată lumea. Noi nu am încercat să devenim sau să scriem un text prea tehnic. Specialiștii din aceste 5 domenii pot găsi toată informația necesară aici. Înainte de a finaliza, vă reamintesc că ghidul poate fi accesat pe pagina leadmoldova.org și echipa noastră va fi gata să discute, să răspunde la oricare întrebare sau dacă eventual aveți careva neclarități, vă rog frumos să-mi scrieți mie, lui Igor, echipei noastre, contactele noastre le găsiți pe site-ul nostru. Aici mă voi opri, dacă îmi permiteți, și nemijlocit vom încerca cum să ne conectăm cu domnul Țurcanu. Domnule Țurcanu, dumneavoastră conduceți Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova. Noi cunoaștem că dumneavoastră ați dezvoltat aproape 200, dacă nu mai mult, deja de servicii de guvernare electronică. Dacă e posibil,
Vă rog frumos să ne spuneți care sunt provocările în acest moment, care sunt realizările dumneavoastră, ce lipsește societății noastre pentru o penetrare mai mare a serviciilor de guvernare electronică, care sunt planurile dumneavoastră, în mod special cum dumneavoastră folosiți această problemă a pandemiei ca o oportunitate pentru a dinamiza, dacă doriți, e transformarea Republicii Moldova. Vă rog frumos! Mulțumesc frumos, Victor, distinși colegi, vă salut din partea Agenției de Guvernare Electronică. Noi salutăm, în primul rând vreau să imediat vă răspund la aceste întrebări, Victor, și voi încerca să le punctăm anume prin prisma datelor care sunt prezentate în această lucrare, în acest ghid. Dar vreau să, în primul rând, să spun că noi salutăm apariția acestei lucrări, apariția acestui ghid, care de fapt mai mult pentru noi este de fapt o constatare, un diagnostic pus situației în domeniul e-guvernării în Republica Moldova, și aici vorbesc în cel mai larg termen, nu vorbesc despre activitatea doar agenției noastre, care are mandatul de a întocmi această agendă de guvernare electronică și de a pregăti campanii de digitizare și a facilita digitizarea serviciilor publice, vorbesc în termeni largi, fiindcă e-guvernarea nu se oprește, dacă doriți, nu doar la sectorul, nici măcar doar la sectorul public, nu vorbesc de sectorul public central, dar e-guvernarea pentru noi și aici totalmente dau dreptate, vă dau dreptate și dumneavoastră, domnul Guzon, și domnul director Wagner anterior, e-guvernarea nu constă nici pe departe în tehnologiile pe care le utilizez. Ele sunt niște instrumente, dar e-guvernare pentru noi înseamnă o schimbare. Și înseamnă întâi de toate o schimbare de mentalitate. Deci cei ce am încercat să facem noi este de fapt să arătăm celor partenerilor din sectorul public, cei cu care lucrăm, dar și din sectorul privat, că dacă faci întotdeauna aceleași acțiuni și aplici aceleași practici ineficiente pe care le-ai aplicat dintotdeauna și mizezi pe rezultate diferite, asta este un nonsens, asta este o absurditate. Deci, mai mult, imperativul timpului ne dictează că trebuie să ne schimbăm, tehnologiile avansează, circumstanțele completamente ne schimbă comportamentul nostru și distanțarea asta sau lucrul de la distanță și lucrul în noile condiții, inclusiv dictate de pandemie, deja devin o normă, deci e noua normalitate cu care noi ar trebui să ne împăcăm, să zic, și să ne înarmăm cu aceste instrumente digitale. Noi salutăm apariția acestui ghid și vreau să aduc sincere mulțumiri echipei Lead Moldova, Fundației Friedrich Naumann, pentru toate eforturile de a organiza aceste seminarii, care au fost foarte utile atât pentru noi, colegii de la agenție, pentru că am testat odată în plus și am acumulat odată în plus feedback, opinii de la mai mulți experți și lideri și activiști, cărora le mulțumim și lor, și formatul acestor webinarii este unul foarte, foarte bun. Deoarece trebuie să vă spun că puțină lume, chiar de la noi din țară, înțelege care este conjunctura de guvernare electronică, mă refer la modelul organizațional al guvernării electronice în Republica Moldova, și de multe ori se creează impresia că acest proces este cumva o responsabilitate exclusivă a Agenției de Guvernare Electronică. Ceea ce nici pe departe nu este așa. Acesta este un efort colectiv și dacă noi, într-adevăr, dorim să avem niște rezultate bune, rezultate remarcabile și mai ales sustenabile, trebuie să înțelegem că nici o persoană aparte, luată aparte, nici măcar o instituție și nici măcar guvernul, dacă vorbim doar de guvernul la nivel central, nu este în stare să schimbe situația
ci aici ar trebui să avem, să ne aducem aport fiecare. Și sunt total de acord și noi am fost primii care am îndemnat colegii noștri din sectorul public, domnilor, încetați să mai spuneți că suntem deosebiți, că suntem mici și neputincioși. Încercați să spuneți, încetați să mai, să ne mai întotdeauna să ne regăsim în niște circumstanțe și în niște cumva argumente care să ne demotiveze în a avansa în această schimbare digitală. Dați să încercăm să găsim acele oportunități. De această dată sunt într-un fel într-o dilemă, întrucât ar trebui să constat și eu exact același lucru, că toate eforturile noastre și formatul discuției pe care dumneavoastră l-ați aplicat dezvoltă un lucru clar. Deci, cheia succesului în guvernarea digitală este ceea ce ați numit dumneavoastră în ghid voință politică, liderism, și ceva ce ne distinge foarte clar este acel fapt că în Republica Estonia a existat o constantă perseverență și a existat un vector clar în aplicarea tehnologiilor noi, în modernizarea țării, în conjugarea eforturilor cu sectorul privat. Punctul de pornire a Estoniei a fost, însăși acest punct de pornire a fost unul ceva mai diferit decât al nostru, întrucât pilonii de bază pe care i-ați menționat și în ghid și astăzi, acum în intervenția dumneavoastră, dar și pe care i-am constatat nu odată și în vizitele care le-am întreprins cu mai mulți colegi în Estonia, pilonii de bază, care ar fi, cum ar fi identitatea electronică, cum ar fi schimbul de date, însă și acești piloni au fost co-creați sau au fost creați împreună cu sectorul privat. Și au unit eforturile băncile, și au unit eforturile operatorii de telefonie mobilă, au crezut în parteneriatul dintre stat și sectorul privat și au mers prin a pune în funcție aceste tehnologii. La noi, cu părere de rău, situația este una ceva mai diferită, însă această părere de rău nu ar trebui să ne demotiveze sau să ne domine, fiindcă acest exercițiu de comunicare, de dialog, deci el ne arată foarte clar că chiar dacă punctul de pornire e altul, chiar dacă efortul și modelul de lucru este altul la noi în Republica Moldova, acele bune practici, acele proceduri și procese pe care și-au demonstrat niște rezultate foarte clar pozitive în Estonia, pot și trebuie să fie preluate și de Republica Moldova. Vreau să accentuez aici câteva lucruri foarte, foarte importante. Pornind de la formatul acestor seminarii și ca urmare a sintezei acestor seminarii în acest ghid pe care, încă o dată, noi mai mult, cel puțin la Agenția de Guvernare Electronică, îl primim ca un document de diagnostic și o mică analiză comparativă ceea ce se întâmplă în țările campioane în e-guvernare și ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, ar mai fi probabil un pas de făcut, după acest prim pas, ar fi niște recomandări cumva ca un fel de, să zic eu, un fel de pași mai concreți pe care ar putea să o facă un business, o primărie, o autoritate centrală, fiindcă din aceste informații ușor pot fi spicuite acele recipise, să zic așa, pe care am putea să le aplicăm relativ ușor ca să obținem niște rezultate tangibile în timp relativ scurt. Formatul acestor seminarii, dacă să insist puțin la asta, ne-a ajutat pe noi, cei de la Agenția de Guvernare Electronică, să facem clare câteva lucruri. Atunci când vorbim de identitate electronică ca element cheie în guvernarea electronică, că de altfel nu poți ști cui oferi serviciile dacă nu ai o identitate foarte sigură, foarte fermă.
nu poți să dai niște o putere juridică tranzacțiilor care au loc de la distanță. Deci această identitate electronică nu este, nu trebuie să fie un business, unu, nu trebuie să ne creăm niște modele comerciale, ci din contră trebuie să o facem într-atât de accesibilă ca fiecare de noi să putem să avem acest instrument absolut esențial pentru guvernarea digitală. Și implicarea factorilor care contribuie la crearea acestui ecosistem, crearea identității fundamentale bazate pe registrul populației, bazate pe identități sigure, așa. Deci nu ține exclusiv de o instituție, iarăși, de Agenția de Guvernare Electronică. Schimbarea lucrurilor în e-sănătate, schimbarea lucrurilor în e-educație, deci iarăși se pretează la agendele sectoriale acestor autorități. Faptul că ați invitat de fiecare dată experți din acele domenii, care au putut să pronunțe și au putut fi provocați de întrebările activiștilor, ceea ce de fapt de cele mai dese ori atunci când ieșim în public de la Agenția de Guvernare Electronică, aceste întrebări ne sunt adresate nouă și putem să le răspundem până într-un anumit moment, însă de fapt întotdeauna le readresăm colegilor și, mă rog, în modul în care este putință sau în modul în care dumneavoastră binevoiesc, mai și răspund la aceste provocări și întrebări ale societății. Însă asta ar trebui să înțelegem. Noi, ca facilitatori, încercăm să vâslim din răsputeri și să depunem toate eforturile ca să îmbunătățim situația și cred eu că ne reușește și acest ghid developează unele lucruri. Ați spus despre adopția unor servicii. Nu sunt menționate toate platformele. Înțeleg că s-a făcut o analiză comparativă cu Republica Estonia și, într-adevăr, în discuția cu responsabilii de reforma digitală a Estoniei, constatăm că identitatea electronică și schimbul de date sunt acele două platforme esențiale. Însă, în afară de ele, mai avem și o serie de alte platforme pe care ce am făcut noi în acești 10 ani de activitate și anul ăsta am marcat 10 ani de activitate și iată că pe sfârșit de an am pregătit și o agendă amplă de lansări de noi produse și noi servicii care completează acest ecosistem și vin cu un grad absolut calitativ nou în ecosistemul de servicii digitale ale guvernului. Ce am făcut noi? Am creat aceste cărămizi sau aceste blocuri din care pot fi ușor mai departe construite agendele digitale sectoriale în sănătate, în educație și în alte părți. Avem o platformă de plăți electronice pe lângă platforma de identitate electronică care, într-adevăr, dacă vorbim cifrele prezentate în ghid de aproape 500 de buletini de identitate, asta este o cifră infimă, deci asta e zero la ceea ce de fapt avem noi nevoie. Dar în afară de aceste mecanisme de identificare electronică, avem și altele, avem câteva altele, inclusiv semnătura mobilă care astăzi numără aproape 40.000 de abonați, avem semnăturile pe stick care astăzi numără USB stick, care astăzi numără peste 100.000 de semnături, 120.000 dacă nu mă înșală memoria, de semnături de astea eliberate. Cu toate astea este mult prea insuficient ca să vorbim despre niște adopții masive. Pe de altă parte avem și alte infrastructuri, cum spuneam, plățile electronice. Puțin din colegi ar putea să spună, inclusiv din la noi din țară. Deci noi astăzi încasăm prin platforma de plăți electronice, colectăm plăți a peste 700 de servicii. Deci 700 de servicii la orice nivel, inclusiv la nivel local, se colectează prin această platformă. Zilnic colectăm peste 4 milioane de lei la buget.
peste 10 miliarde și ceva de lei încasați prin această platformă la buget de la începutul. Avem platforma de schimb de date, unde o componentă în această platformă este însăși accesul la date pentru autorități pentru a exclude hârtia, pentru a exclude procesele materiale sau artefactele materiale, a dematerializa procesele, așa cum numim noi acest proces. Avem peste 300 de scenarii deja realizate, ceea ce înseamnă că în peste 300 de cazuri au avut loc deja anumite simplificări. Platforma de date deschisă, iarăși recent, câteva săptămâni în urmă, am fost clasați numărul 1 în lume pe deschiderea datelor despre datele corporative. Este opencorporates.com, puteți verificați să vedeți lucrurile astea. Însă, unu, nu se prea cunoaște acest lucru și doi, cel mai important pe care dumneavoastră ați pus accentele și noi încă o dată cred că o să trebuiască să insistăm la lucrul ăsta, contrastează prea mult cu celelalte realități. Deci când spunem că avem atins anumite rezultate în e-guvernare și ne oprim doar la niște platforme pe care unele sunt foarte utilizate, altele ceva mai puțin, nu este suficient. Noi trebuie să vorbim de rezultate în e-guvernare ca un fenomen social, ca un bun pe care societatea îl percepe la modul practic. Și atunci când contrastul ăsta este foarte vădit, atunci când lipsa liderismului, așa cum spuneți și în ghid, dacă un ministru, fiindcă el e ministru, nu semnează digital, nu semnează documentele în format electronic și preferă să-i se aducă în mapă și să le semneze toate așa la pachet cum cu ochii închiși chiar le semnează, dar mă rog, ca să fie pentru comoditatea, e așa efemeric, fiindcă nu mai este mai comod să semneze în felul ăsta, mai ales ulterior să prelucrezi documentele în format pe hârtie, este mult mai dificil. Dacă ministrul nu face lucrul ăsta, cum putem să ne așteptăm de la ceilalți? Și în cazul ăsta, când contrapui aceste lucruri, e evident că diferența asta izbitoare dintre practicile aplicate de unele instituții și corelate cu practicile aplicate de altele, este cu totul, mă rog, trezește o indignare, dacă nu un disconfort total. Voința politică este și ea cea foarte importantă. Noi am avut, iată, dacă să numărăm bine, din parcursul activității Agenției de Guvernare Electronică, anterior Centrul de Guvernare Electronică, am avut, ăsta este de fapt al 10-lea guvern. Guvernarea electronică nu este ceva, un fenomen aparte. De multe ori ne asociază cu, băi, voi zburați în cosmos, pe când noi aici cârpim pantalonii și mergem pe stradă. Nu este așa. Guvernarea electronică este un fenomen, un proces foarte, și trebuie să fie un proces, și noi anume la asta, foarte aproape de viața cotidiană, de viața politică, viața socială a țării. Și atunci când tu nu ai această stabilitate în guvernare și această voință politică nu întotdeauna este manifestată, nu este constantă asta, atunci este foarte, foarte greu să ții o linie directorie și cum am reușit să o facem până acum, cu mari provocări, cu mari dificultăți. Deci este foarte greu să ții această linie și întotdeauna să o cultivezi. Ne-a reușit deoarece încă o dată am mizat pe parteneriate, am mizat pe dialoguri, pe care, într-adevăr, niciodată nu este suficient să comunici. Avem și niște carențe în a comunica ce am făcut noi până acum și ca să vă valorificăm, dar ne conectăm, mergem înainte, dar întotdeauna am valorificat aceste parteneriate. De asta și cu sectorul privat am reușit să implementăm niște infrastructuri absolut inovative de identificare electronică mobilă, de cloud guvernamental, apreciat apropo în Uniunea Europeană și unele studii includ Moldova ca unic stat care nu este membru al Uniunii Europene, dar le includ în studiile despre cloud computing, despre securitatea în cloud, deoarece recunosc aceste avansări. Însă, încă o dată, aceste lucruri, oricât de mult am vrea noi să le
să le punem în valoare, nu putem decât cu implicare plenară a mai multor organizații. Această platformă de discuții, laboratorul de inovații în dezvoltare, deci este de fapt un pas foarte important în a aduce oamenii, activiștii care au ceva de spus în domeniul guvernării digitale, în domeniul digitizării societății, în domeniul adopției instrumentelor digitale, în a ne transforma, în a aduce acea schimbare de mentalitate pe care noi foarte mult o așteptăm. De asta noi vom rămâne și în continuare ca agenție, vom rămâne fideli acestei forme de parteneriat, vom rămâne foarte recunoscători pentru dumneavoastră, pentru fundații, pentru finanțatorii acestor exerciții, pentru că sprijină această inițiativă și eu sunt foarte convins că noi, ca țară, și eu și cu echipa din care fac parte, suntem convinși că noi, ca țară, nu avem o altă șansă decât să ne modernizăm în pași mult mai rapid decât au făcut-o alte țări, întrucât nu avem acest timp la dispoziție pe care am fi putut să-l avem în alte condiții de lipsă de pandemie și lipsă de... Deci noi, ca țară, avem toate șansele, avem toate platformele puse în funcțiune și avem capacitatea umană ca să orchestrăm aceste lucruri să devină o valoare națională. Ce ne trebuie? Ne trebuie această comunicare și ne trebuie presiunea publică pe care și dumneavoastră și activiștii au constatat-o de fiecare dată, presiunea publică pe care ar trebui să o punem pe decidenți în momentul în care se decide a investi într-un sistem informațional sau în niște termopane și covoare roșii pe jos, balanța se încline în instrumente digitale, în excluderea hârtiei, în reducerea numărului de vizite și nu în confortul birocraților. Ar putea suni ca o banalitate, dar asta este convingerea fermă a noastră, a echipei de guvernare electronică. Încă o dată vă mulțumesc pentru această lucrare, Victor, Igor, domnule director Wagner, stimați colegi, și să încă o dată reiterez că noi, în calitate de autoritate, de instituție publică, mai corect, instituție publică responsabilă de coordonarea a proceselor digitale, vom întotdeauna aprecia foarte mult eforturile dumneavoastră de a ne ajuta în a ajunge cu aceste mesaje la toți care trebuie să decidă vectorul de dezvoltare a țării noastre. Mulțumesc mult! Domnul Surcan, vă mulțumim foarte mult. Dumneavoastră, de la bun început, ați susținut efortul nostru. Noi reamintesc celor care privesc acum că noi am discutat cu dumneavoastră atunci când am decis să organizăm aceste evenimente și modalitatea cum ați făcut-o dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră, de fapt, ați făcut o echipă întreagă a Agenției de Guvernare Electronică care au participat absolut la fiecare dintre elementele organizate de noi, cele 15 evenimente, și noi apreciem foarte mult comunicare și cooperare care avem cu dumneavoastră. Colegi, înainte de a prelua câteva întrebări, avem deja pe chat, vreau să rog pe domnul Roman Ladoș, care reprezintă Consiliul Economic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova. Domnule Ladoș, Consiliul Economic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova chiar recent este de fapt instituția care implementează acea foaie de parcurs în domeniul digitalizării. Dumneavoastră lucrați foarte mult cu sectorul privat, cu asociațiile oamenilor de afaceri, cu instituții guvernamentale. Dumneavoastră sunteți, dacă doriți, foarte apropiați de instituția guvernamentală și de prim-ministru personal. Dacă ne puteți spune care sunt prioritățile din punctul dumneavoastră de vedere, dacă eventual puteți să vorbiți despre importanța e-transformării Republica Moldova din perspectiva Consiliului Economic, vă rog mult. După care vom prelua întrebări, colegi. Am mulțumesc frumos, domnul Guzon, se aude? Da, se aude foarte bine, vă rog. Da, mulțumesc frumos, stimați colegi, mulțumesc frumos pentru această invitație de a participa și de a prezenta anumite lucruri care se realizează, asupra cărora se lucrează la moment în cadrul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru. Înainte de a trece la niște detalii concrete, deci eu am și vrea să fac o mică introducere despre ce este Consiliul Economic.
Consiliul Economic este, nu este o instituție publică, nu este o autoritate publică, este o platformă de dialog care permite și facilitează întrunirea tuturor părților interesate la o masă de discuții și de colaborare pentru a genera idei, soluții pentru o dezvoltare economică mai bună, o situație socioeconomică mai sănătoasă. Și membrii, noi la moment avem 118 membri în cadrul Consiliului Economic. Cei care nu cunosc pot vizita pagina noastră web, este consecon.gov.media. 118 membri, din care majoritatea sunt asociații de business, cele mai vocale și mari și cunoscute asociații. Sunt 56 de asociații de business membri la Consiliul Economic. Sunt 8 reprezentanți ai comunității de afaceri, inclusiv think tank-uri, sunt 11 organizații donatoare membri și sunt 43 de autorități publice, inclusiv toate ministerele, deci organele de control, autorități emitente de acte permisive și alte instituții deci publice importante. Consiliul Economic este prezidat de prim-ministrul Republicii Moldova. În ședințe plenare, când se planifică lucrurile, se decide strategia de activitate și se raportează, se apreciază calitatea lucrului pentru a fi îmbunătățit la Consiliul Catare. În rest, la nivel tehnic, Consiliul creează grupuri de lucru tehnice în care se lucrează pe diferite subiecte de importanță majoră pentru economia țării, pentru sectorul de afaceri. Asta pe scurt, pe lângă aceasta vreau să zic că eu personal fac parte din secretariatul Consiliului Economic lângă prim-ministru, sunt expert în secretariat, suntem 8 colegi în secretariat. Secretariatul este finanțat de câțiva donatori, inclusiv deci Banca Europeană pentru Construcții și Dezvoltare, din fondurile Marii Britanii, deci fondurile Bunei Guvernări, este finanțat de Corporația Financiară Internațională, din fonduri oferite de suedezi, de ambasada suedeză. Pe lângă aceasta sunt atrași și alți experți, pe termen scurt, oferiți de diferiți donatori, punctual, pentru anumite teme de importanță majoră. Pe lângă multitudine de subiecte care noi le abordăm, ele sunt descrise pe site-ul nostru, deci vă încurajez să-l vizitați. Noi eram implicați și în subiecte care țin de digitizarea economiei, deci ca instrument, ca așa, abordare de îmbunătățire a climatului de afaceri. Eu îmi amintesc, vizitând unele state, alte țări și mai dezvoltate ca Moldova și când discutam despre dezvoltare economică, mi-a plăcut, cum spuneam în unele țări, că înainte de a vorbi despre dezvoltare economică, trebuie să ai o infrastructură deci pus în funcțiune. Ori fără o infrastructură nu poți vorbi despre circulație, despre venirea investițiilor și alte lucruri care înseamnă dezvoltare economică. Respectiv, noi considerăm că digitizarea și posibilitatea la distanță să-ți administrezi lucrurile, să faci lucrurile, este o infrastructură deci, indispensabilă unei activități economice normale, nimai vorbim de dezvoltare ca atare. Da? Asta e una la mână. A doua la mână, din câte a spus și domnul Turcanu, deci ați văzut, Moldova este foarte dotată la moment. Foarte dotată în ceea ce ține chiar și de semnături electronice, sunt multe emisii, dar chiar și sunt accesibile pentru oricine. Deci nu avem semnătura mobilă. Deci oricine are telefon mobil și din studiul nostru am văzut că acoperirea este de 90% de persoane au telefoane mobile, preponderent telefoane smart. Toți cei care au telefoane mobile pot să-și obțină semnătura mobilă foarte ușor. Și respectiv pot gestiona lucrurile. Ori legea semnăturii electronice și documentul electronic spune clar că documentul și semnătura electronică se echivalează cu cea pe hârtie. Respectiv, e trebuie să fie acceptat. Deci, teoretic, știți, ca în bancul celălalt, teoretic, noi toți trăim ca în Estonia, dar practic suntem în Moldova. Deci noi putem, la moment, stăm acasă și gestionăm toate lucrurile teoretic, la distanță, având semnătura electronică. Dar, după cum a spus domnul Țărcanu, deci
Așa este atitudinea, așa este reticența și se impun impedimente, nu se acceptă. Și noi, în cadrul Consiliului Economic, am decis să ne implicăm activ în a sparge această gheață și a facilita aceste lucruri. Respectiv, a apărut în colaborare cu Ministerul Economiei, noi am participat la generarea unei foi de parcurs care se numește pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltarea comerțului electronic. Probleme care s-au acutizat și mai mult, aceste zicem, probleme cronice în perioada pandemiei, când business-ul practic era stopat în anumite domenii, instituții publice se închideau din cauza carantinii și practic fizic nu erau accesibile, iar electronic nu știm ce se întâmplă. Respectiv, asta a devenit în multe cazuri chiar existențial pentru business. Nu mai vorbim și de cetățeni, desigur, că cetățenii tot au nevoile lor și nu pot să le soluționeze la distanță când sunt în carantină și sunt blocați, poate inclusiv peste hotare. Prin urmare, această foaie de digitizare a fost generată și a fost semnată de către vicepreședintele Consiliului Economic, care este și ministrul Economiei și Infrastructurii, domnul Serghei Railean, a fost semnat în cadrul Consiliului Economic și a fost oferit în gestiune, în monitorizare Consiliului Economic. În acest sens a fost creat și un grup de lucru special dedicat cu privire la digitizarea economiei. Președintele grupului a fost ales directorul Asociației Companiilor IT din Moldova, deci doamna Marina Bzovăi, și acest grup lucrează SIDO acum la implementarea, deci asigurarea implementării și monitorizarea implementării acestui foi de parcurs în colaborare cu Ministerul Economiei. Foaia de parcurs, după cum ați văzut din titlu, constă din două compartimente mari. Una ține de dezvoltarea comerțului electronic, ori noi știm că dacă se închid localurile, se închid spațiile publice, oricum economia trebuie să existe cumva. Oamenii au nevoie să acceseze bunuri de primă necesitate, de altă necesitate și agenții economici trebuie să aibă vânzări ca să nu disponibilizeze oamenii, să nu crească șomajul și criza economică. Respectiv, comerțul electronic e foarte important, dar la noi practic aproape că inexistent sau este existent un fel de un soi de așa pretins comerț electronic, dar în realitate e o livrare de bunuri. Nu este comerț electronic real, ar trebui să fie posibilitatea de achitare online, deci, da, și cu toate ceea ce presupune. Și aici, pe blocul ăsta, comerț electronic se lucrează cu plățile electronice în vederea ieftinirii accesibilităților, dezvoltărilor, calităților. Se lucrează cu dezvoltarea logisticii, deci curieratului și mai departe, ca să poată livrate cât mai ieftin să fie bunurile și gestionate. Se lucrează cu legislația, inclusiv la ceea ce ține piața locală și la export, contabilitatea, fiscalitatea, protecția consumatorului și tot ceea ce implică comerțul. Acesta e un bloc major, la el se lucrează. Alt bloc major este digitizarea economiei mai general, unde pot să vă zic că deja se practică pe finalitate elaborarea unor amendamente legislative. Și noi vorbim aici de amendamente care vin să facă mai posibil ca la distanță să interacționeze cu instituțiile publice, având semnătură electronică, și cu deci organizații importante pentru afaceri și pentru cetățeni. Asta sunt utilități publice, asta sunt telecomurile, asta sunt băncile, da? În special. Se lucrează activ în această direcție, noi ne dorim să fie posibil, practic, fără a ieși din casă, având o semnătură mobil, la telefon sau pe alt dispozitiv, să poți gestiona lucrurile, să beneficiezi servicii publice și de alt gen. Un alt punct important aici la care lucrăm este să fie posibilă deschiderea afacerii la distanță și noi nu așteptăm neapărat, deci vrem mult să fie și automatizat acest proces, dar până el se va automatiza, considerăm că e posibil să depui actele și să gestionezi interacțiunea și prin e-mail, deci anexând documentele semnate electronic. Deci, de ce nu, dacă este infrastructura, este semnătura. Și în mod normal le depui prin e-mail, ele se acceptă, ele se validează, se verifică și lucrurile continuă. Deci, înregistrarea afacerii, modificarea documentelor de constituire și deci închiderea afacerii, inclusiv, da? Tot ciclul ăsta. Lucrăm activ asupra
unor impedimente legislative care au rămas așa să constrâng dezvoltarea digitizării, în special mă refer la date cu caracter personal, deci legislația care ține cu de protecția datelor cu caracter personal. La noi, din păcate, ea nu s-a reformat, în Europa de mult s-au schimbat lucrurile, la noi este foarte constrângă, ne constrânge foarte mult, deoarece la tot pasul se cer consimțământul pe hârtie semnate, sau cu semnătură avansată, sau doar aceste forme sunt permise, pe când în Europa și în alte țări dezvoltate sunt multe alte metode care permit să dezvolți tehnologia, deci prin bifare, prin anumite interacțiuni care presupun că s-a dat consimțământul pe lucrări. Îmblem la aceste legislații, la această legislație, la fel, încercăm să găsim soluții ca să o îmbunătățim. Alte puncte importante la care acum, deci la moment, tot le generăm, este dorința noastră de a impulsiona investițiile în Moldova și de a ușura viața investitorilor străini. Noi, fiind în procesul de armonizare, cunoaștem că există și o lege europeană, un regulament european cu privire la identitatea electronică și semnătura electronică. Unde în Europa s-a recunoscut reciproc între țări, deci semnăturile emise în țări și identitatea electronică. Noi am dorit chiar și unilateral, având încredere în sistemele europene, deoarece sunt de o, deci sunt de o calitate riguros verificată, ne dorim să le recunoaștem. Deci, vă imaginați, asta ar oferi un acces a zeci, sute de milioane potențial de cetățeni europeni la spațiul moldovenesc, la distanță, fără a trece hotarul. Să poți să deschizi o afacere, să deschizi un cont bancar, să beneficiezi servicii publice. E un potențial enorm care noi vrem să facilităm. Asta, dacă vreți, cum au încercat estonienii, cum fac estonienii cu e-residency, unde ați scris dumneavoastră că au la moment 60.000 de rezidenți din alte țări. Noi, dacă facem ceea ce ne propunem, o să avem sute de milioane de rezidenți imediat, odată ce intră în vigoare acest amendament. Inclusiv rezidenții estonieni vor deveni rezidenți moldoveni în Moldova, deoarece au o semnătură calificată estoniană atribuită. Da? Deci asta este un spectru de măsuri la care lucrăm. Mai sunt și altele, inclusiv pot să mai dau un exemplu. Încercăm să soluționăm și problema cu contractele de muncă, eventual, aparent, codul muncii este interpretat de către autorități precum că nu permite să semnezi, dacă chiar ai semnătură electronică, să semnezi contractul de muncă la distanță. Ori noi știm că dacă ești blocat la distanță, sau în altă regiune și îți expiră contractul, ce face? Adică este o situație, este un impediment inacceptabil după noi. Și noi vrem să corectăm unde momentul ăsta de interpretare să-l excludem de legislație, ca să fie foarte clar că persoanele care au semnătura calificată, deci recunoscută legal, se poate fi folosite la semnarea contractelor de muncă. Deci asta ar fi principalele modificări la care lucrăm. Ele toate sunt solicitate de comunitate de face necesare, ba chiar și vin și să ușureze activitatea autorităților publice, deoarece le permite să optimizeze lucrurile, să reducă din costurile administrative de gestionarea proceselor fizice, unde sunt cozi de oameni la ghișee și gestionarea hârtiilor, deci documentelor pe hârtie. Asta aș mai povesti mai multe lucruri, dar din câte văd eu mi-a expirat cele 15 minute alocate și sunt gata să răspund la întrebări, dacă sunt. Mulțumesc. Da, domnul Ladoș, vă mulțumesc foarte mult. Avem câteva întrebări, pentru că, de fapt, suntem în această sesiune de întrebări. Nu avem foarte multe. Vă răspunde eu imediat la două. Avem de la domnul Gabriel Urcescu din Suedia. De ce ne puteți spune despre votul anticipat? Deci, votul anticipat electronic, dacă vă referiți, domnule Urcescu, în Estonia, este valabil pentru 7 zile. Deci, nu doar în ziua votului, ci 7 zile înainte.
după care sunt, apropo, pot să votez de multe ori, multiple ori, o doamnă a votat de câteva sute de ori crezând că votează pentru candidatul favorit și doar ultimul vot este cel valabil. Dar chiar și în această situație, în ziua alegerilor, dacă vei merge cu buletinul de vot obișnuit la secție de vot, votul electronic va deveni nevalabil. Asta este făcut pentru a evita oricare presiune asupra, ipotetic, asupra votantului. Da? Și în afară de aceste 7 zile, când poți vota de la 9 dimineața până la orele 6 seara, timp de 7 zile, încă o dată repet, există aceste 3 zile între ziua alegerilor și votul prealabil, în care în caz de există careva neclarități sau sistemul cade sau ceva trebuie reparat, atunci aceste 3 zile sunt dedicate numai pentru acest lucru. A doua întrebare, care este diferența de cheltuială, spuneți dumneavoastră, sau costuri dintre votarea clasică, votul online și cel prin corespondență. Conform studiilor, în Estonia, un vot direct la secția de votare costă în jur de 21-22 de euro, un vot online costă în jur de 2 euro. Deci noi putem vorbi despre o economie de 10 ori mai mare, de 10 ori mai ieftin, dar gândiți-vă nu doar din punct de vedere a banilor, pentru că noi întotdeauna încercăm să proiectăm tot la euro sau coroane în cazul dumneavoastră în Suedia. Gândiți-vă la timpul liber, gândiți-vă la distanțele enorme pe care dumneavoastră eventual, dacă sunteți în Stockholm, dumneavoastră puteți să mergeți la ambasadă, dar dacă locuiți în Umea, dumneavoastră trebuie să luați un avion să ajungeți acolo. Gândiți-vă la timpul care eventual nu-l petreceți cu copiii sau prietenii dumneavoastră sau familia, ci trebuie să o dedicați. Și eu știu multe cazuri, de exemplu, în Statele Unite ale Americii sau în Canada, când oamenii cheltuiau 1000 de euro ca să voteze și 2 sau 3 zile pentru acest lucru. Gândiți-vă la mult mai multe elemente. Și în Estonia este că fiecare persoană care a votat odată online, eu sunt sigur, niciodată nu va reveni în secție de vot, pentru că aceasta, de fapt, are loc timp de 1 minut și cel mai rapid votează oamenii în vârstă. Deci aceasta este clar. Sau discutam zilele trecute despre tot ce înseamnă platforme de e-justice. Și întrebarea care venea din partea participantului este, da, noi știm, asta este foarte eficient, dar asta probabil este foarte scump. Acum, întrebarea este bună, numai că răspunsul este că sistemul estonian de e-justice, toate platformele cele 7-8 despre care vorbeam eu, de fapt au demonstrat că sistemul judecătoresc din Estonia, per cap de locuitor, este cel mai ieftin din toată Uniunea Europeană. Deci el este și eficient, și rapid, și ieftin. Și noi putem să vorbim despre toate elementele, că ele de fapt aduc o sumedenie de economii. Vă vorbeam despre acest lucru. Domnul Ladoș, întreabă colegii noștri, dumneavoastră ați menționat că sunt o serie de think tank-uri în Consiliul Economic pe lângă prim-ministru. Cum credeți își are loc un think tank care are una dintre priorități dezvoltare de guvernare electronică în Republica Moldova și de transformare, spre exemplu Lead Moldova? Deci, procedura la noi în felul următor, eu pot să vă zic, spre exemplu, care sunt think tank-urile membri, este doar o secundă, deci printre membri sunt așa think tank-uri precum este IDIS Viitorul, este Expert Group și așa mai departe. Deci dumneavoastră puteți să accesați pe site. Că ține de întrebarea noastră, uitați-vă cei care doresc să devină membri al Consiliului Economic, fac o solicitare, noi putem să discutăm cu doritorul care intenționează să aplice cum să formuleze mai corect această adresare și o adresează deci adresa prim-ministrului care decide respectiv despre componența Consiliului Economic. Acest proces durează puțin, fiindcă se acumulează mai multe solicitări și se decide odată la o perioadă anumită de timp, deci nu imediat. Prin urmare, puteți să mă contactați ulterior și să discutăm cum poate fi înaintată aplicația. Sunt absolut sigur că domnul Ciurea o să vă contacteze în scurt timp. Da. Pentru că, de fapt, noi nu dorim să devenim membri a unui consiliu sau unei organizații pentru că să fim membri, ci vrem să aducem opinia noastră pe această tematică, pentru că noi realmente o considerăm una foarte importantă. Colegi, din nefericire timpul nostru expiră, dar noi vrem să fim și foarte corecți din punct de vedere a timpului, de aceea înainte de a închide această transmisiune, această prezentare, o să rog foarte succint ca fiecare dintre dumneavoastră să se expună timp de 1 minut, vă rog mult. Domnule Țurcanu. Stimați prieteni, vă mulțumim încă o dată pentru acest efort depus pe parcursul acelor seminarii din luna mai. Vă mulțumim inclusiv pentru apariția acestui ghid care cred eu că o să fie de real
ajutor și o sursă de inspirație și pentru unii chiar o provocare pentru în activitatea lor următoare. Dar vă mulțumesc mult și pentru efort, anticipând efortul care încă abia urmează, pentru că sunt sigur că Lead Moldova nu se va opri aici. Nici agenția de guvernare electronică nu lasă mâinile în jos. Deci cel mai minunat ar fi dacă am putea să ne conjugăm eforturile pe platforma Consiliului Economic, pe alte platforme de discuții la care noi participăm activ și ca să facem această schimbare de mentalitate la noi în țară. Eu vă mulțumesc din suflet pentru tot efortul depus și pentru toată răbdarea pe care ați avut-o cu noi toți. Vă mulțumim foarte mult, domnul Surcanu. Domnul Wagner. Da. Și eu vă mulțumesc pentru atenție, așa cum s-a spus și aici. Moldova a făcut pași importanți, de multe ori chiar și înaintea, să zicem, României, unde vă uitați, numai că mă gândesc la scanarea acelor buletine la vot. Noi vom susține ca și fondație acest demers și acest efort și vom fi în continuare alături de dumneavoastră și de partenerii noștri din Moldova. Vă mulțumesc mult, domnul Sergiu, domn Bogdan. Da, eu tot vreau să mulțumesc neapărat colegilor de la Lead Moldova, în primul rând, pentru inițiativă și pentru că țin piept la acest subiect. Împreună cu ei, de fapt, am lansat această agendă Republica Moldova și, desigur, tuturor celor care au participat astăzi, domnului Laduș, domnului Țurcan și celorlalți experți care am avut pe parcursul seminarilor de la începutul anului, pentru că astfel de discuții, precum spuneam, va crește nivelul de educație și de awareness, ca să spun așa, în societate referitor la necesitatea implementării soluțiilor de e-guvernare. Și vă îndemn să citiți ghidul și să ne contactați dacă sunt idei sau proiecte, sugestii de a relansa anumite lucruri pe acest domeniu. Domn Bogdan, mulțumim tare mult. Reamintesc că ghidul nostru poate fi găsit pe pagina noastră leadmoldova.org. Domnul Laduș. Da, mulțumesc frumos încă o dată pentru acest eveniment foarte important. Pentru toți cei care ne ascultă, aș vrea să îndemn să viziteze pagina noastră web, unde noi avem un buton dedicat digitizării economiei. Acolo este și o raportare cu privire la implementarea foii de parcurs cu privire la digitizarea. Acolo se postează și se plasează deci, cele mai recente realizări sau documente, proiecte de documente pe care vrem să le consultăm și avem foarte mult nevoie de expertiza tuturor celor care au ceva de spus în acest domeniu. Urmăriți atent, lucruri importante acum se elaborează. Și pe lângă expertiză mai avem nevoie și de un suport, deci să-l manifestați cu cât mai multe persoane o să subscrie sub lucrurile bune care se produc acolo, o să le urmăriți, cu atât mai mare șansă o să avem să le promovăm prin instituțiile publice, deoarece multe lucruri pot crea un disconfort anumitor autorități, adică într-un fel le schimbă business as usual, da, situația și creează natural o reticență. Deci dacă o să fie o insistență mare, o să se înțeleagă cât e de valoros, valoroasă măsura și în acest un fel de cost-benefit analysis o să prevaleze benefitul și o să fie acceptat. Respectiv, contăm foarte mult pe participarea tuturor activă și astfel vom reuși să promovăm lucruri frumoase. Mulțumesc! Domnul Laduș, mulțumim tare mult în numele Lead Moldova. Igor Ciurea? Eu aș vrea la fel să vin cu un cuvânt de mulțumire partenerilor care s-au implicat în parcursul activităților noastre, inclusiv a seminarilor organizate, și Fundația Friedrich Naumann pentru sport. La fel, eu îndemn toate persoanele să treacă cu vederea conținutul ghidului și la fel cumva și un cuvânt de mulțumire special tuturor participanților din cadrul seminarilor organizate, ori cum a fost menționat și de către Victor, pe parcursul activității, conținutul materialului, de fapt, e reflexia discuțiilor pe care noi le-am avut în cadrul acestor 15 seminarii online, completată deja și de expertiza
a profesioniștilor care au venit cu discursurile pe parcursul activității. Domnul Ciurea, mersi tare mult, mulțumim tare mult. Eu, de fapt, în loc de concluzie, vreau să spun că acest format de discuții, care l-am avut noi atât în cadrul seminarilor, pentru că noi, de fapt, am invitat reprezentanți la toate ministerele de resort, la agențiile de implementare, Agenția de Guvernare Electronică. Nu am exclus pe nimeni din discuțiile noastre, dar și modalitatea cum discutăm chiar în acest moment. Da? Când vorbesc reprezentanți ai fundației internaționale, a unui think tank, a guvernului, a instituțiilor subordonate guvernului, sunt sigur că data viitoare noi schemăm în discuțiile noastre, când o să vorbim mai tehnic, și sectorul privat. De fapt, considerăm noi o normalitate, așa cum trebuie de fapt să se dezvolte acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult și sunt sigur că vom avea o cooperare foarte frumoasă în continuare. Vă dorim la toți să aveți o zi frumoasă, o zi bună și, cel mai important, stay safe, cum spunem noi, să fiți sănătoși. La revedere!